Binecuvântat va fi cel care va lupta, așa cum era citit în text și cum se cânta, cum era cântarea. Și cel care luptă până la sfârșit, care nu dă înapoi. Să știți că de multe ori suntem verificați, testați de Domnul și noi nu realizăm. Sunt tot felul de teste. De bună oară spune în cartea lui Iov aici, în capitolul 9, versetul 11, iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd. Se duce și nu-l zăresc. Mă testează în familie, mă testează în viața personală, când sunt singur. Dar și aici, pe bancă. Și aici mă verifică, mă testează. În cartea lui Isaia este ideea reluată în capitolul 45 și spune Isaia în capitolul 45, versetul 15. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. El vine, eu îl chem în rugăciune, Doamne vino, și el vine, el mă ascultă. Dar când vine, e foarte important cum mă găsește. Mă găsește la postul de veghere, în luptă? Viața este o luptă. Numai cei care vor birui cu multe bătălii, un război cu multe bătălii, și cine va reuși până la sfârșit să rămână pe verticală, va primi cununa, va primi binecuvântarea. În Psalmul 101, uitați ce frumos spune aici omului Dumnezeu David. Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Domnul vine la noi și noi nu realizăm. Și apoi din nou, vedeți, ca și o casă care se construiește, e inspecția în construcții. Fiecare fază. Trebuie să primești aprobarea ca să poată continua lucrarea. În viața spirituală este la fel. Suntem testați. Și Domnul vrea în această zi să ne verificăm. Omul lui Dumnezeu David, printre altele, am fost provocat de la timpul de rugăciune, de ceea ce spune el în Psalmul 139. Să nu uităm că David era împărat, era proroc, om, Domnul l-a ales după inima și placul lui. Și la un moment dat spune el aici, în finalul versetele 23 și 24 din Psalmul 139, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Poate noi din start pornim așa cu un elan mare și avem impresia că deja am ajuns în cer. Noi suntem deocamdată aici pe pământ. Uneori mai auzim, noi suntem mireasa Domnului. Deocamdată suntem logodnica Domnului. Așa spune Pavel în Corinteni, eu v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe fecioară curată. Și asta în contextul în care noi ne păstrăm puritatea, curăția, fidelitatea, vom ajunge și mireasă. Dacă nu, pierdem bătălia. E un război, o luptă. Lupta nu este ușoară, dar avem garanția din partea Domnului că El este cu noi. Vedeți și scopul venirii noastre aici. Noi nu venim doar de dragul de a veni, foarte important. Știți ce-a spus Petru când a intrat în casa lui Cornelie? Mai întâi Cornelie spune, văd că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor, în orice neam cine se teme de El și este primit de El, și lucrează neprienirea, este primit de El. Și spune Petru iar, Cornelie spune acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Când venim aici, suntem conștienți că Domnul este aici? Păi ne rugăm, trebuie să ne rugăm cu credință, că El ne ascultă rugăciunile. Că dăm un răspuns prielnic la vremea potrivită. Dumnezeu este cu noi, e un loc unde, sigur, noi înălțăm, îl binecuvântăm pe El. Ce frumos spune aici Apostolul Pavel, în cartea Filipenilor și în Coloseni. În Filipeni spunem capitolul 1, versetul 28. Pe El îl propovăduim noi, sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. În toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Asta facem noi aici. Aia înseamnă că sunt culoarea minte, ochi și urechi. La tot ceea ce Domnul vrea să mă învețe. Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, versetul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice laudă și orice faptă și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Deci să nu uităm, dragii mei, Domnul dorește aici să ne sfătuim, să ne învețe, să ne modeleze caracterul. Iar apoi să nu uităm ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 16, creștinii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Mergeau acasă și de fiecare dată cercetau scripturile ca să vadă dacă tot ce li se spunea este așa. Eu doresc în această dimineață Domnul să lase binecuvântarea peste noi. A lăsat-o deja până aici, dar vrem și în continuare să o lase peste noi. Când plecăm de aici, să plecăm revitalizați din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere fizic, ești refăcut. În prezența lui Dumnezeu ești descongestionat de problemele care le ai, uiți necazurile și problemele și te bucuri de cercetarea Lui. Ce frumos ne spune aici în textul din Efeseni. Foarte frumos, zice aici versetul 12, în mod special, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Chemarea noastră este cerească. Evrei, capitolul 3, versetul 1, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Cea mai frumoasă chemare, chemarea la mântuire. Cea mai mare taină este taina aceasta mântuirii, despre care spune Pavel în Coloseni, auziți ce frumos spune, pentru versetul 2, capitolul 2, versetul 2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Taina lui Dumnezeu Tatăl este Hristos. Îl cunoști pe El, cunoști tainele celui preanalt, nu taine trecătoare, nu lucruri care astăzi sunt și mâine nu mai sunt. Zice Biblia, Evlavia are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și aici, eu uneori spun, Doamne, dacă pentru viața aceasta și merita să slujesc Ție. Să știi că Dumnezeu este cu tine. Eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este extraordinar, dar noi nu pentru viața aceasta îl slujim pe Dumnezeu. Nădejdea noastră este într-o altă viață. Noi îl slujim pe Dumnezeu pentru veșnicie, pentru ceea ce ne-a promis dincolo. De aceea dorim, Doamne, ajută-ne să ne luptăm. Amin? Ajută-ne, Doamne, să ne luptăm. Vis-a-vis de această luptă, foarte frumos vorbește Apostolul Pavel în Corinteni. Uitați ce spune el. În capitolul 9, 1 Corinteni 9, versetul 14, versetul 26 și 27 îl citim. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Auziți, Pavel vede și el posibilitatea ca și David. Vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Noi ne gândim, medităm, ne contabilizăm în fiecare zi acțiunile la finele zilei sau a săptămânii? Pavel spune, care a ajuns în al treilea cer, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Tot vis-a-vis de această luptă, tot Pavel spune foarte frumos, în 2 Corinteni, în capitolul 10, versetul 7 la 9, 3 la 5, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Bătălia pentru mântuire, dragii mei, să știți că nu se termină într-o lună, două, într-un an, doi. Până în ultimă clipă străbădusă lupta. Pavel recunoaște acest lucru și spune în Timotei, în 2 Timotei, în capitolul 4, foarte frumos. Spune aici, printre altele, versetul 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, în orice fel de luptă, nu împotriva altora, nu împotriva cărnii și sângelui. Luptele pe care le avem noi sunt cele mai grele. Pentru viața omului se dau cele mai mari bătălii.
Pe de o parte, Dumnezeu este Cel ce se luptă și dorește prin Domnul Iisus și prin armele pe care ni le pune la îndemână să-i aparținem în totalitate Lui. Iar pe o altă ordine există și un alt dușman. Și acesta este diavolul, despre care spune în Luca, foarte sugestiv aici, în capitolul 11, versetul 24, Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, caută odihnă, fiindcă nu găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea, casa mea, de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată, împodobită, atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă și se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pavel recunoaște în final 2 Timotei capitolul 4 și în versetul 7 spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința înainte de a trece în veșnicie. De-abia atunci a făcut această mențiune, această subliniere. De acum așteaptă cununa neprienirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Frați și surori, trebuie să ne luptăm. Eu mă voi opri la câteva domenii foarte importante în viața omului, unde trebuie să focalizăm toată energia și puterea noastră, să ieșim biruitori. Cea mai mare biruință este să te biruiești pe tine însuți. De-aia spune omului Dumnezeu, voi n-aveți de luptat unii împotriva altora. Lupta pe care o aveți nu e mică, nu e ușoară. Dar există șanse de biruință, pentru că există cineva care a mers înaintea noastră și a fost un biruitor absolut, desăvârșit. Așa ne spune Biblia în cartea Apocalipsei, au zis și frumos, în capitolul 1, versetul 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ce înseamnă asta? Că noi avem un mântuitor viu, nu mort. Mântuitorul nostru este viu, El este împreună cu noi, El promite. Unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este prezent cu noi. De aceea dorim, Doamne, dă-ne viață din plin. El e viu, dar vrea și noi să fim vii pentru El. Pentru El. Familia mea vrea să fie vie pentru El. Vrea să-i aparținem în totalitate Lui. Nu numai un mântuitor viu, spune aici versetul 18, că în ideea aceasta spune Domnul, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Dar cum să o aibă? Din belșug, din plin. Versetul 18, cel viu, am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ce înseamnă asta? Nu numai un mântuitor viu, dar și un mântuitor biruitor. El l-a biruit pe diavolul în Golgota. În viața aceasta, în general, în toate luptele și altercațiile, Domnul a fost biruitor. El l-a biruit prin viața Lui, prin trăirea, printr-o împlinire absolută. De aceea doresc Dumnezeu să ne dea și nouă biruință. Frați și surori, cei ce sunt ai Lui sunt biruitori. Amă, Domnul vrea ca toți să fim mai Lui de aici. Asta e biserica locală. Cei care se luptă și sunt biruitori vor face parte și din biserica Lui universală pe care El o are. Eu voi zidi biserica mea. Biserica Lui este în creștere până se împlinește numărul mântuiților. Ei, Domnul dorește însă ca toți din biserica Filadelfia să fie biruitori. Și atunci îi vor aparține Lui biruință, viu, viață. Viața se vede prin trăire, prin umblare, prin roada Duhului. Aia înseamnă viață din plin. Și apoi, biruință. Ce frumos! Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El vrea biruința Lui să ți-o împărtășească și ție. Să fie prezent în viața ta, să-L stimezi pe El de acum. Că stăpânul vieții tale este El. Vreau să nu uităm, casa pe care o dărâvnește Domnul este viața noastră, ființa umană. Așa ne spune Cartea Sfântă. Pentru casa aceasta sunt bătălii tot timpul. Biblia spune în epistola lui Ioan, căci toată lumea zace în cel rău. Spune în Iov, pământul a fost dat pe mâinile celui nelegiuit. Dar ce frumos, o mână de oameni din lumea aceasta mare să fie poporul lui Dumnezeu. Și casa noastră, viața noastră să-i aparțină de acum lui Dumnezeu.
Vreau în continuare să mă opresc la câteva lucruri, câteva gânduri, câteva domenii. Primul domeniu, inima omului. Recitesc versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dar acum continuă. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, nu puteți fără ea. Toată armătura, unde o avem aici în Biblie, în cuvânt? Să o luăm la îndemână. Și primul domeniu, foarte important și cel mai important, și de aici pornesc toate celelalte, este inima omului. Inima omului, sigur, noi înțelegem despre ce inimă este vorba. Este vorba, așa cum spune în cartea Eclesiastul, spune aici în capitolul 10, foarte frumos, versetul 2, inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului este la stânga lui. În momentul în care omul se întoarce la Dumnezeu, inima din dreapta, inima din stânga rămâne aceeași, fără nicio modificare. Dar în inima din dreapta, acolo pentru aia se dă bătălia, inima din dreapta. Spune în Cântarea Cântărilor, tot în această idee, foarte frumos, în capitolul 5, versetul 2, adormisem, dar inima înveghea. Este glasul preiubitului meu care bate. E o vreme de ațipire ca niciodată, de distorsionare a cuvântului. O interpretare în toate modalitățile și felurile. Aș vrea să nu uităm însă, cel care îl are în inima din dreapta, pe Domnul, are cuvântul lui și Duhul lui, acela tot timpul va fi ținut treaz. Adormisem, dar inima înveghea, este glasul prea iubitului meu. Îți spune Dumnezeu cum să te comporți, cum să vorbești, cum să acționezi în momente limită, ca să poți rămâne pe verticală, să poți fi plăcut lui. Pentru că aș vrea să nu uităm, mântuirea e simplu de primit. În momentul în care ne întoarcem la Domnul, ne punem la picioarele Lui și îl chemăm în viața noastră, El este gata să ne curățească. Este gata să vină și să lase biruință în viața noastră, așa cum spune în Faptele Apostolilor. Capitolul 15, versetul 8, foarte frumos aici, spune omului Dumnezeu vis-a-vis de această lucrare, în capitolul 15, versetul 8 și 9, 3, versetul 8 și 9. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Domnul nu vine într-o inimă, în inima din dreapta, până mai întâi n-o curățește. Ce este în inima din dreapta? Inima e foarte importantă. Uitați ce este în inima din dreapta până când omul nu se întoarce la Dumnezeu. Așa ne spune în Matei, capitolul 15, spune aici versetul 19, căci din inima omului ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om din inima omului. Și în momentul în care omul cere îndurare, clemență din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu scoate din inima din dreapta, din inima spirituală și o readuce la viață. Și omul este, din punct de vedere spiritual, un om viu pentru Dumnezeu. Dar acum, după ce Dumnezeu ne-a curățit inimile și a venit, ce vrea El să pună în inima omului? Nu vrea să rămână inima goală. Vrea să pună cuvântul Lui din plin în noi. Vrea să pună Duhul Lui, acolo pune El, acolo se instalează El ca Domn și Stăpân. De aia spune în Efeseni, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor, spune Petru. Iar în Efeseni spune, Hristos să locuiască în inimile voastre din belșug. Acolo vrea El să locuiască. Și Biblia ne spune în continuare, vis-a-vis de această luptă care este foarte importantă la nivelul inimii, în cartea, în Proverbe, în capitolul 4, uitați ce frumos ne vorbește aici, lupta aceasta la nivelul inimii, spune cuvântul, versetul, capitolul 4, versetul 4, El mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele. Și păzește învățăturile mele și vei trăi în inima ta. În versetul 21 spune, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale, în adâncul inimii tale, inima din dreapta. Versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, din inima omului. Pentru inima aceasta se dau bătălii.
Spune în cartea Filipenilor, Domnul a venit în inima noastră, dar sigur e important să rămână până la sfârșit. Cât timp ascultăm de El, de cuvântul Lui, și ne lăsăm călăuziți de El, El rămâne acolo în inima noastră. Au zis în cartea Filipenilor, în capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, spunea Pavel, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Până la capăt să rămânem integri, să-i aparținem lui inima, să fie curată pentru El. Diavolul știe că numai puțin dacă acceptăm din ale Lui în inimă. Domnul este Cel ce nu acceptă. El vrea să troneze pe tron, la nivelul inimii, la nivelul ființei noastre, să fie stăpân și mântuitor. Spune în carte autorul epistolei către evrei, uitați ce spune aici, versetul 10 din capitolul 3, de aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Știți că rătăcirea unui om pornește de la inimă. De inima omului depind toate celelalte, de funcție de cum este inima. De aia spune Pavel în Timotei, în capitolul 1, spune acolo, căci dragostea, citim exact cum este, foarte frumos, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, dintr-o inimă curată. Inimă curată, credință curată, credință mare, puternică. Inimă care este împărțită înseamnă că este o credință pervertită. Și omul lui Dumnezeu spune, luptați-vă pentru credința care a fost dată odată sfinților pentru totdeauna. O credință care o avem aici în cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, sunt multe pe care le putem menționa vis-a-vis de inimă, în versetul 12 din Cartea Evreilor, capitolul 3. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Zice, încă o dată, o inimă rea și necredincioasă. În Cartea Cronicilor este ceva interesant, mai multe pasaje, dar citesc doar 2 Cronici, capitolul 25, spune așa. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani. A domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. Și acum atenție, versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Extraordinar. Când inima nu este dată în întregime, faci și îl slujești pe Dumnezeu, dar cu jumătăți de măsură, mai mult sau mai puțin. Și acum găsim ceva tot în această idee, sigur, finalul lui Amația îl cunoaștem. Spune aici, dar Amația nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâse să-l dea în mâinile, versetul 20 din capitolul 25, să-l dea în mâinile vrăjmașului, căci a căutaseră pe Dumnezeu Edomului. Și acum Biblia mai vorbește ceva tot în această direcție. Când inima nu este întreagă a Domnului, uitați ce se întâmplă, versetul 32, 2 Împărați, capitolul 17. Totodată se închinau Domnului și și-au făcut preoții ai înălțimilor, luați din tot poporul, la întâmplare. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțim. Versetul 33, astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor. După obiceiul neamurilor, până în ziua de azi, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile și nici de legile poruncite și date de Domnul copiilor lui Iacob. Versetul 40, ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. Neamurile acestea se temeau pe de-o parte de Domnul, dar slujeau și chipurilor lor cioplite și copiilor și copiii copiilor lor, fac până în ziua de azi și-au făcut părinții lor. E o tragedie, dacă, sigur, de-aia avem Biblia, oglinda. La ora actuală, mă bucur că la dumneavoastră nu este așa. Dar în multe locuri există o duplicitate în slujire. Frați și surori, nu acceptă Domnul o jertfă să ajungă înaintea Lui. Iar vrea să nu uităm, Domnul nostru este sfânt, este binecuvântat. El dorește o inimă întreagă care să-i aparțină. O să zic numai ce spune în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu tot cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile ei, gândurile inimii. Ne spune tot aici în Cronici, în capitolul 24 și apoi în capitolul 16,
Ne spune versetul 9 din capitolul 16, 2 Cronici 16:9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceea căror inimă este întreaga lui. Pe aceea îi sprijinește. A căror inimă este întreaga lui. Și aici, sigur, vorbește în dreptul împăratului Asa. Eu aș dori în această dimineață, Dumnezeu, să ne binecuvinteze viața noastră. Doamne, ajută-ne în inima noastră Tu să fii stăpân și Domn. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Vorbea despre trupul lui, dar și despre ființa umană, pe care Domnul a venit să o ridice la starea inițială, pe care a avut-o la început, când Domnul comunica în grădina Edenului cu omul pe care l-a creat. Inima omului este foarte importantă. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer rărunchii în Ieremia capitolul 17, ca să dau fiecăruia după rodul faptelor lui. Ei, în inima omului, cât timp nu este Domnul, este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Dar când Domnul pune cuvântul și Duhul lui, atunci inima omului este o reală binecuvântare, este o casă. Știți ce a spus Domnul la un moment dat? Vulpile au visuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își pleca capul. El caută un loc. Știi care este locul pe care îl caută el? Este inima ta, este inima mea. El acolo vrea să locuiască, să-și găsească locul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea domeniu în care trebuie să luptăm, e o luptă până la sfârșit. Numai cine va lupta până la capăt și va fi biruitor, va fi încununat. Știți ce a spus în Apocalipsa Domnul? Celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni decât acela care îl primește. Eu doresc, Doamne, ajută-ne până la capăt să fim biruitori. Un al doilea domeniu unde trebuie să luptăm, nu unul cu altul, ci noi cu noi, sunt gândurile. Gândurile. Noi suntem produsul gândurilor noastre, dragii mei. Nu putem să fim mai înalți, spiritual și moral și spiritual, decât sunt gândurile noastre. Foarte importante sunt gândurile. Gândurile omului. Acum, vis-a-vis de gânduri, pentru că în toate domeniile Domnul este exemplul nostru. Spune aici foarte frumos, în cartea, în Filipeni, și apoi vorbește în Coloseni. Spune de bună oară în Filipeni, Apostolul Pavel, zice, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. La el trebuie să ne uităm, gândul lui. Care era gândul lui? Gândul lui spune aici, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Nu putea mai mult să se smerească. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că s-a smerit, pentru că a ascultat, pentru că s-a pus la îndemâna celui preanalt. Foarte important gândul pe care noi îl avem. Uitați ce spune în cartea Colosenilor. Aici spune Apostolul Pavel, tot el este cel ce scrie, capitolul 3, versetul 1 la 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 24 din 24. Să poți gândi la cele de sus, și pe mașină când ești, și când te culci. Acum, vis-a-vis de gânduri, auziți numai ce spune omul lui Dumnezeu. Gândurile acestea care fac ravagii, de la gânduri pornesc multe lucruri și cele mai multe. Ne spune Biblia în cartea Proverbelor și apoi ne vorbește în mod special în cartea Psalmilor. Foarte frumos în această idee. În Psalmul 119 spune aici în versetul 37, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Iar în versetul 40, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să știți că e o neprihănire pe care o cere Dumnezeu. Uneori sunt biserici care cer și ele neprihănirea lor, a bisericii locale.
Dar adevărata neprienire pe care o cere Dumnezeu avem aici în Scripturi. Și modelul ideal este Domnul Iisus Hristos. De aceea e foarte important gândul cu care noi pornim la luptă. Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Căci voi ați muri și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și asta este o taină foarte mare. Suntem ascunși de lumea aceasta, de ochii lumii acesteia. Știți ce a spus Domnul în rugăciunea lui? Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, spune în Ioan, capitolul 3, versetul 1. Suntem copii ai lui. Lumea nu ne cunoaște. De ce? Pentru că nu l-o cunoscut nici pe el. Dacă ne-ar cunoaște lumea, cred că ar trece ca un tăvăluc peste noi. Dar nu ne cunoaște. Ei nu știu. Ei cred că noi suntem niște rătăciți. Să fii copil al lui Dumnezeu și să nu fim cunoscuți. Noi de multe ori am vrea să fim cunoscuți în lumea aceasta. Să ne vadă toți, să fim la superlativ. Dar nu este așa. Cum a fost el în lumea aceasta, așa suntem noi. Cum a fost el? Nu a fost cunoscut. Puținilor cunoscut. Pe calea aceasta zice, printre altele, în Isaia, capitolul 35. Nici cel fără minte nu se va rătăci, dar condiția este să fie sincer pentru Dumnezeu. Dar un om care nu-i sincer, acela se va rătăci foarte ușor. Și are impresia, cum spune Biblia, că e pe o cale bună și el poate fi pe o cale care duce la pierzare. Multe căi par omului bune, dar la urmă se văd când nu mai poți să faci nimica. De aceea în această zi doresc încă o dată, Doamne ajută-ne să ne verificăm gândurile noastre. Gândurile, un domeniu foarte important. Oamenii lui Dumnezeu subliniază foarte mult acest lucru. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 9. Spune aici foarte frumos, dar citim mai întâi capitolul 1, versetul 19 și apoi din capitolul 3, versetul 9. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Am avizat de căderea aceasta, să știți că nu neapărat să pleci dintr-o biserică, poți să rămâi în biserică. Uitați ce spune aici în Cartea Proverbelor, poți să fii într-o biserică și dacă ți-ai pierdut cugetul, gândirea, poți să fii pe o cale, cum spune aici în Proverbe 5, versetul 13. Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Extraordinar. Să fii împreună cu alții, cel de lângă tine să bucure, să fie cercetat, să fie ochi și urechi la tot ce se spune și altul să fie imun la tot ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Foarte important. Încă o dată, să păstrezi credința și un cuget curat, un gând curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Versetul 9, 1 Timotei, capitolul 3. Zice, și să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Taina credinței într-un cuget curat. Gândul curat este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. De aceea doresc Dumnezeu să ne ajute să ne luptăm. Citim în 2 Corinteni, capitolul 10, din nou aici, merită să citim ce frumos ne vorbește Apostolul, ce frumos ne vorbește Domnul. În capitolul 10, din 2 Corinteni. Apostolul Pavel este cel ce se ocupă de biserică și are cuvântul lui întotdeauna aduce edificare bisericii. Măcar că trăim, recitesc, l-am mai citit, îl recitesc. În firea pământească, totul noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și acum atenție, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce standard înalt spiritual, orice gând. Cineva spunea că păsările nu le poți opri să treacă peste casă sau să-și facă un cuib de bunoară. Vin de multe ori. Cuibul poți strica să nu-l facă, dar să treacă peste casă nu le poți opri. Gândurile nu le poți opri să nu vină. Uneori, diavolul e atât de subtil în lucrarea lui, cât îți lasă impresia când vine la nivelul gândurilor, că nu sunt gândurile lui, ci sunt gândurile tale.
De multe ori el vine cu gândurile. Eu trebuie doar să deșifrez, ăsta-i gândul lui și cu ăsta mă lupt și nu-l accept. Cuibul poți să-l strici, să nu-și facă pasărea cuib, dar să treacă peste casă nu o poți opri. Gândurile vin, dar trebuie să le discernem de unde vine gândul. Orice gând, noi trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Așa ne spune omul lui Dumnezeu, Pavel. În Matei, aici din nou ne vorbește foarte frumos. Și în Maliahi, uitați ce spune în Maliahi, cât de sensibilă este această luptă la nivelul gândurilor. În Maliahi, în capitolul 2, citim de la versetul 14. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerețea ta. Martor, da, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Nu ne-a dat Domnul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Și acum atenție, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. La nivelul gândului poți să fii pervertit. Și o viață întreagă, nevasta să nu știe la ce gândești tu. Ăsta e un păcat. La asta se referă aici, luați dar seama în mintea voastră. Dumnezeu judecă gândurile și simțirile. Biblia spune în cartea lui Isaia, în ziua aceea, Domnul va răsplăti și în Habacuc și gândurile omului. Va spune și va pune în față până și gândurile omului pe care le-a făcut. Sunt gânduri pe care eu le doresc, gânduri bune vis-a-vis de Dumnezeu și lucrarea Lui și nu le pot materializa, nu le pot pune în practică. Și alea sunt în evidența lui Dumnezeu. Și într-o zi și cu alea mă voi întâlni, mă va răsplăti pentru ele. Dar sunt și gânduri rele. Și alea sunt în evidența și nu au ocazia oamenii să le pună în practică. Și alea sunt contabilizate de cel prea înalt. De aceea eu doresc și la nivelul gândurilor, Dumnezeu să ne dea biruință. Ăsta e scopul moral al părtășiei, să mă verific ce gânduri am. Care sunt gândurile mele față de Domnul și față de semeni? Că eu degeaba spun față de Domnul am gânduri bune pe verticală, dar pe orizontală am tot felul de rezerve și de gânduri. Orice prejudecată, orice judecată, spune Biblia, nu este de la Domnul și Dumnezeu o condamnă. Ce frumos să fii liber încă o dată, să te uiți retrospectiv în urmă și să nu ai regrete că ai trăit. Pentru asta trebuie să te racordezi la Biblie, că viața se duce. Știți ce spun de multe ori? Ce valori vor fi dincolo, acolo vom vedea adevăratele valori, nu aici. Aici aplaudăm de multe ori ceea ce nu merită aplaudat, dar așa suntem noi, oamenii. Vine ziua când se vor vedea adevăratele valori. În ziua aceea veți vedea din nou deosebirea între cel ce slujește și între cel ce nu slujește. Între cel neprienit și între cel păcătos. În ziua aceea. Ei vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul. De aceea eu doresc, Doamne, dă-ne biruință și la nivelul gândirii. Inima curată și apoi gândurile curate. Cel de-al treilea domeniu unde trebuie să ne luptăm cu armele lui Dumnezeu, nu fără ele, că nu avem biruință. Aici, dragii mei, nu este vorba de ambiție. Eu mă lupt că sunt ambițios. Eu mă lupt că vreau neapărat, dar nu poți, nici pe departe. Obosești ușor. Nu ai șanse, sorți de izbândă. Aici e vorba de armele pe care ni le pune Domnul la îndemână. Numai prin aceste arme noi putem birui. Cel de-al treilea domeniu pe care vreau și mă gândeam când am aflat că ăsta este textul la dumneavoastră în această dimineață, mă gândeam, Doamne, un al treilea domeniu care ar fi? Este vorba, buzele, limba noastră. Foarte important. Ce să spun? Uitați ce spune Biblia vis-a-vis de această limbă, de vorbele noastre. Capitolul 12 din Evanghelia după Matei, versetul 35. Omul bun scoate lucruri bune din biseria bună a inimii lui. De la inimă pornesc toate. Din biseria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din biseria rea a inimii lui. Vă spun, auziți, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu e opțional, nu că vrei sau nu vrei, dacă vreau mântuirea neapărat, trebuie să mă racordez la el. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit din gură.
Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Extraordinar. Nu-i vorba de cuvinte porcoase, care nu trebuie pomenite, nici să nu te gândești la ele. Vorbe nechipzuite, în plus. Și ce în plus? Modelul nostru e Domnul Iisus. Uitați ce spune în Luca, capitolul 11, spune aici tot vis-a-vis de această idee. Foarte frumos cuvântul. Versetul 2 și 3 din capitolul 12 mai întâi și apoi și din 11 citim. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea orice a spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice a zgrăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Modelul este Domnul Iisus. Dragii mei, de-am realizat noi că noi avem un dușman care ne urmărește tot timpul, cu el avem de luptat, tot timpul, trebuie să fim gata, pregătiți în orice clip, în orice moment. Spune aici Luca 11, versetul 5-3, după ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtorare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. Versetul 5-4, i-au întins astfel lațuri ca să-l prindă, să prindă vreo vorbă din gura lui pentru ca să-l poată învinui. Credeți că pe noi nu ne urmărește? Știți cine-i pârâșul? Apocalipsa 12, versetul 10, pârâșul, frate, bucurați-vă ceruri și așa mai departe, căci pârâșul care ne păra zi și noapte înaintea celui preanalt a fost dat jos, a fost coborât, aruncat. Pârâșul este diavolul. Urmărește orice vorbă și atunci când nu ne văd alții. Noi nu ne ferim de oameni. Dacă de oameni mă feresc, nu voi rezista mult. Am pierdut. Eu trebuie să fiu conștient că Domnul e tot timpul cu mine. Eu vorbesc frumos și trebuie să am cuvinte biblice, cuvinte ziditoare. Nu ca să fiu mântuit, pentru că sunt mântuit. Pentru că am statutul de mântuit, eu nu pot altfel să trăiesc decât așa. Caracterul lui eu trebuie să-l am. Ce frumos! Domnul Iisus a fost biruitor. Auziți numai ce spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Aici ne spune versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Dar în tine? Dar în mine? În Domnul Iisus nu a avut nimic rău. Diavolul nu l-a putut pârâ cu nimic, că el a fost desăvârșit. Ei, Domnul vrea ca această biruință să o am și eu, la nivelul gurii mele. Gura e un lucru mare. Cu ea poți zidi, poți înălța, dar cu ea poți să și cobori pe cel de lângă tine. Știți cum e sudul Ieremia? Haideți să-l omorâm cu vorba. Să nu luăm seama la toate vorbele lui. Auziți numai ce spune cuvântul în cartea Eclesiastului. Vis-a-vis de acest lucru, foarte frumos, în capitolul 5, citim câteva versete. Spune aici, de la 1 chiar, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, apropie-te mai bine să asculți, decât să aduci jertfă nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Versetul 2, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rosească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui multe vorbe. Versetul 3, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor, în altă parte, după cum pe nebun îl cunoști din mulțimea vorbelor, la fel cunoști și pe nebun din mulțimea, după cum visurile se nasc din mulțimea gândurilor, la fel și pe nebun îl cunoști din mulțimea vorbelor. Ce frumos să ai cuvinte articulate întotdeauna, cu greutate, echilibrate. Dar asta nu poți numai dacă ai cuvântul din plin în inima aceea, din dreapta. Strâng cuvântul tău unde? În inimă. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să nu păcătuiesc cu gura, cu limba, cu gândul. Spune aici, tot în Eclesiastul continuă, versetul 6. Nu lăsa ca gura ta să te bage în păcat. Versetul 7. Căci dacă iese deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin iese și în mulțimea vorbelor. De aceea teme-te de Dumnezeu. E adevărat, sunt visuri de la Dumnezeu, dar sunt puține vis-a-vis de celelalte. Și de multe ori persoane care cred că au avut ceva, nu au avut nimic, au visat și, sigur, o mare binecuvântare să poți fi călăuzit de Domnul, buzele să-ți rosească cuvinte articulate cu greutate, cuvinte care să fie o reală binecuvântare, vorbirea. Domnul dorește să avem o vorbire curată, o vorbire articulată. Aici la vorbire, sigur, Biblia se oprește mult la clevetire,
la vorbirea de rău, la bârfă, tot felul. Și în multe locuri sunt specialiști în așa ceva, vânători. Nu ne-a chemat Domnul așa ceva. Un exemplu vă dau și vom trece la un alt punct, la ultimul. Numeri 12. Știți cine a fost Maria, sora lui Moise? A fost prorociță, a fost cunoscută în Israel. Și uitați ce ne spune în capitolul 12 la un moment dat. Și Aron a fost fratele lui Moise, cel ales după el. Zice Maria și Aron, versetul 1, au vorbit împotriva lui Moise. Versetul 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Extraordinar. Acum i-a chemat Domnul pentru că Moise nu a auzit. E foarte frumos să nu auzi. Știți că în timpul, vremea din urmă, oamenii vor fi, printre altele, șoptitori. Șoptesc în așa manieră încât să auzi și tu. Vorbesc în șoaptă, dar să ajungă până la urechile tale. Extraordinar să nu auzi. Să fii imun, nici la laude, să nu te umfli, dar nici la vorbiri de rău, să poți merge pe cale înainte. Și acum uitați ce spune aici, versetul 8. I-au adunat pe toți trei, pe Moise, pe Aron și pe Maria, versetul 8. Eu îi vorbesc lui Moise gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu te-ai temut de să vorbești împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Și acum atenție, patru efecte negative. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Uneori Domnul s-a prins de mânie împotriva unei persoane sau unei familii și pleacă. Doamne, nu mai simt cercetare, bucurie, pentru o vorbire de rău. Dar asta e un păcat mare, foarte mare. Noi zicem păcatul de moarte, e adulterul numai. Ăla e sigur, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Dar Biblia spune în Apocalipsa, nimic întinat acolo nu va intra. Zice, Domnul s-a aprins de mânie și a plecat. Am întâlnit biserici locale unde Domnul s-a aprins de mânie și a plecat. Și un timp a plecat. Spune aici în continuare, norul s-a depărtat de pe cort, un al doilea lucru. Când se depărtează, Domnul nu-i mai har. Vrem să fabricăm noi uneori harul, nu-l putem fabrica, nimeni nu-l poate da. Zice, legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul ori veni prin Iisus Hristos. El a adus un prim har și harul acesta ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Dar vine și cel de-al doilea har. Știți că vine un al doilea har. Zice Biblia, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus când? La arătarea lui Iisus Hristos. Harul care a fost adus prima dată ne-a pus în postura de copii al lui Dumnezeu. Noi ne rugăm și suntem copiii lui și știm că Domnul ne ascultă rugăciunile. Ei, cel de-al doilea har ne pune în acea postură să fim ca el în slavă și în glorie. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Norul s-a depărtat de pe cort. Zice, în al treilea lucru, Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Iar un al patrulea zdrobitor, parcă, versetul 15, Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără, poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran. Sunt uneori momente în care se stagnează, să se stă pe loc, din punct de vedere spiritual. Dacă nu rezolvăm problema și nu se rostește hotărârea, nu putem înainta. Eu doresc în această dimineață Dumnezeu să dea lumină Bisericii Filadelfia. Frați și surori, merită să ne luptăm, că viața se duce, să știți. Știți ce a spus omului Dumnezeu? Știind că și frații voștri din lume trec prin aceleași încercări, necazuri ca și voi, dar fără să fie răsplătiți și fără să fie ajutați de Domnul. Noi, pe de-o parte, îl avem pe Domnul împreună cu noi și într-o zi, dacă vom fi biruitori, va avea o răsplătire extraordinară. Doresc din inimă Dumnezeu să dea biruință tuturor familiilor. Să aibă în vedere Domnul cele patru domenii, sunt și altele. M-am gândit și la altele. Sigur, atât o fost simplu. De altfel, Efeseni 6 merită un studiu de săptămâni de zile, oprit în dreptul fiecărui pasaj, pentru că sunt multe lucruri pe care Pavel, sigur, le are în vedere și ne învață. Dar cât o fost, dorim, ce ne-a spus Domnul, Doamne ajută-ne să asimilăm, să ne cercetăm și apoi să luăm hotărâri.
să constat, Doamne, aici în domeniul ăsta sunt, am carențe, probleme, sunt hotărât să slujesc cu toată inima. Și dacă facem așa, Domnul ne va ajuta. Am un salut din partea fraților din Betel, din Arad. Am venit pentru un timp așa limitat aici în Statele Unite. Fiica care este în Detroit o născut și au un al 8-lea copilaș, cel de-al 30-lea nepot pe care l-am. Domnul ne-a binecuvântat, eu mă consider bogat. Sigur, pentru alții ești sărac, alții te compătimesc. Îmi dau slavă Domnului din toată inima. Noi avem un salut când plecăm și când vine cineva pe la noi, îl transmitem. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7. Și aici Biblia spune așa, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți și el vă va părăsi. Și acum, pentru Biserica Filadelfia, în mod special, versetul 7. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, luptați-vă, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, ajută-ne să ajungem și la răsplătire. Amin.